Bun venit la o nouă ediție a podcastului nostru, Flor și Profit. De această dată am un invitat de seamă, Mircea Ghet. Mircea, bun venit la atelierul meu. Mulți dintre cei care lucrează în industria florală te cunosc ca fiind reprezentant Aurora, unul dintre cei mai importanți furnizori de flori din România. Dar nu ești doar atât, din câte știu eu. Poate ne spui, pentru început, puțin din istoria ta. Așa, să te cunoască lumea mai bine. Da, nu sunt doar așa la moment, da. Deci cine Mircea? Am avut mai multe... Am cochetat cu ambele laturi în aceste industrie, să spun așa. Pe scurt, da, într-adevăr sunt în industrie, cred că se fac 16 ani acum. Dar asta nu se fac 16 ani, dar totuși nu am făcut niciun buchet. Mulțumesc! Spuneam că am fost de cealaltă latură în industrie. O să zic pe scurt cum am ajuns în industrie și după aceea cum am ajuns să fac ce fac acum, pentru că da, există o continuitate. Am ajuns în București ca student, eram foarte orientat pe zona tehnică, ca student la construcții civile în București, era un val atunci, dar totuși, odată cu anul nostru, a început să decadă și domeniul, cumva a venit valul crizei din 2008, care s-a simțit foarte mult în mobiliare și nu că se face aici. Cumva, poate a fost un factor sau nu, printre multe alte joburi studențești, la un moment dat am ajuns să lucrez într-o agenție web, care printre alte proiecte au avut la un moment dat de relansat o mare florilie online din România. Și vorba mea nimic de a spus, pot să o precizez, vorba de Flor de Lux. Adică de așa, la, așa te știam. Da, de la a lucra ceva basic într-o agenție web pe conținut, pe puțin SEO și așa, ceva de genul ăsta, a apărut proiectul relansării într-o formă, într-o platformă nouă a lui Flor de Lux. Acolo, ca să ne facem treaba, a trebuit să învățăm florile pentru a putea face structura. După aceea, Flor de Lux a crescut și el, au apărut mai mulți oameni, au trebuit coordonați oamenii și așa am ajuns să rămân într-un business online cu flori, care o bună perioadă a fost cel mai mare business cu flori din România și după aceea a fost bătălia între cele top 3, să zicem, de-a lungul timpului, adică s-a făcut parte din jobul ulterior. Așa am cunoscut oameni, așa trebuie să înțeleg florile, aprovizionarea, problemele cu florile și așa mai departe. Și așa am stat, cred că, vreme de 8-9 ani, de cealaltă latură a industriei. Unde în proiectul ăsta am avut diferite joburi, de la coordonarea producției, coordonarea oamenilor, după aceea zona de francize, partea de ce era de făcut pentru a dezvolta francizele. Am chedat un pic și cu un magazin fizic, din București, pe un magazin fizic. Până în 2015, când mi s-au despărțit de umurile, ca să spunem, 2015 fiind într-un an cu multe revelații pentru mine și cumva cam ăla e punctul cheie pentru ceea ce fac acum, multe potituri. Am avut ocazie în 2015, prin anumite conjuncturi, să mă întâlnesc cu industria asta, dar în Europa. Am fost la niște proiecte, am fost la Eurocupa de atunci ca în echipa tehnică, ca voluntar. M-am mai întâlnit cu niște florării în Suedia și m-am întors cu o viziune și mi-am dat seama, băi, România e departe pe zona asta și avem multe de făcut. Și cumva mi-am auto-însușit eu așa o direcție pentru mine, băi, eu vreau să fiu implicat în industria asta, dar pe o zonă în care pot ajuta la dezvoltarea ei. Și vreau să cred că încă fac asta de atunci, din 2015. Am mai avut ca job în diferite proiecte și florii online și fizice, dar la fel, mereu pe partea operațională, să spunem așa, până în 2016, când am început proiectul cu Aurora. Spun proiect pentru că la început a fost o perioadă de aproape un an de zile, în care doar am discutat. Am văzut ce e de făcut. Era momentul în care un business de genul ăsta părea imposibil în București, adică un business intangibil, fără stocuri fizice, în condițiile în care oamenii erau, încă mai sunt, dar s-au mai schimbat din obiceiuri. Oamenii erau obișnuiți să facă 2-3 de ori pe zi
până în zona Florilor, încă era piața Coșbuc, în putere, și mai să vindem măștiri, nu le vezi, pui acolo comandă, asta e niștit bine. A fost un drum greu, dar în dovadă că lucrurile s-au și schimbat pe timp, dar am reușit să implementăm. Și acum, da, facem ceea ce facem. Iar în tot timpul ăsta, pe lângă jobul de a vinde flori, cu toate că consider că nu vinde flori, noi vindem niște servicii, am făcut orice a fost posibil, oricând a apărut o ocazie, un proiect pentru a face ceva în industria asta. Adică sunt foarte pasionat, să zic, de zona asta. Și foarte prezent. Da, și probabil combinația de elemente de genul ăsta e ceea ce unii dintre oameni știu când văd, da. Adică cei care, cu care nu discut zilnic din relația de client-furnizor, probabil știu câte ceva de aici. Și poate acum e mai clar. S-ar pune mai clar, da. Da, un traseu foarte interesant și mi-a plăcut ideea asta că, uite, sunt de atâția ani în domeniu și nu am făcut niciun buchet, da, dar nu e timpul pierdut. Dar partea de cunoștințele din ingineria civilă, să știi că am folosit de câteva proiecte cu flori. Da, deci ți-a fost utilă experiența. Da. Aș vrea să te întreb despre webshop. Da? Pentru că mi se pare o variantă extraordinară pentru a-ți cumpăra flori în momentul în care ai un atelier sau o florărie. Dacă poți să ne explici puțin despre cum funcționează un webshop. Da? Uite, eu sunt o florărie la început de drum, am auzit, am văzut un podcast cu Mircea și vreau să-mi cumpăr și eu flori de acolo. Ce ar trebui să fac? Cum procedez eu ca să ajung la, să am acces la webshop, când intru pe site, ce am de făcut, dacă poți să ghidezi puțin un potențial client, cum să facă, cum să procedeze ca să fie, nu știu, convins că va primi ceea ce comandă, cum să se orienteze. Știi că de multe ori am simțit și eu, am simțit nevoia uneori a unui, eu știu, training din partea unui furnizor, da? Pentru că da, tu intri pe un site de flori și vezi mii de sortimente, ok? Da. Acum eu, după experiența pe care o am, nu mă mai pierd în ele și nu mă intimidează foarte tare. Dar când ești la început, poate să fie intimidant. Poate de ajuns puțin. Da, cu siguranță. Cu niște informații. În momentul prezent, cred că lucrurile s-a schimbat un pic și când spui că cineva era la început, acum sunt în două, la început în industrie sau la început în a lucra cu webshop? Hai să zicem la început în a lucra cu webshop. Ok, atunci da, poate fi mai greu, pentru că mai e varianta de oameni care sunt la început în industrie, dar deja sunt poate familiar cu conceptul de comerț la distanță cu webshop-uri din orice altceva și se pare normal, natural. Dar acolo, dacă nu reușesc să aibă un training sau să acumuleze de undeva informații, fie de la noi furnizori, fie de la un curs, depinde cât se poate prezenta la un curs, ei pot cumpăra foarte robotic și pot avea surprize. Pentru că, într-adevăr, e necesar. Atât vreau să spun, da, suntem conștienți din totdeauna și încercăm să facem cât mai mult pe zona asta, dar încă nu am reușit să avem un proiect stand-alone pe zona de, să zic, educație, de acomodare cu platforma, pentru că sunt enorm de multe detalii. Eu când mă întâlnesc cu un client nou, puteam povesti jumătate de zi și spun oricum, nu vei reține foarte multe, pentru că sunt foarte multe informații noi și trebuie să te lovești de chestia asta. Și na, chiar ne gândim cum să facem mai ușor chestia asta, mai ales că sunt clienți, poate cu ocazia asta aud, care nu îndrăznesc să întrebe. Asta e o problemă. Da. Întrebați-ne. Eu tuturor le spun, întrebați-ne, căutați-ne, pentru că este normal, natural, la început să ai nevoie. Bun. Dacă vrei să fii la început să lucrezi cu webshop, în primul rând, spune-mi, trebuie să fii o persoană juridică în România, pentru că așa este normal să facă comerțul cu flori. Persoana juridică lucră de persoane fizice. Persoana juridică însemnând inclusiv PFRI și orice formă. Bun. Nu există restricții de partea noastră. Noi putem, ca și procedură, ne place, ne dorim și în mare care măsură încercăm să limităm ca atunci când deschidem o relație cu un client nou să avem contact cu el, să-l cunoaștem, să ne cunoască, să-i prezentăm cu bune părere ce face, să vedem că este hotărât
și după aceea să dăm un lucru treabă, adică să-i facem un cont de client. Există, într-adevăr, o verificare, nu o facem noi, o fac partenerii noștri la nivel de companie. Adică dacă compania nu are buninuțe roșii pe undeva, tot este în regulă și pornim colaborare. Dar punem accent pe această perioadă de acomodare și de pregătire. Unde, la fel, oamenii trebuie să întrebe. Este normal, este sănătos, să nu știi, să nu cunoști, mai ales dacă ești cumva și la început în această industrie. Este o industrie complexă, achiziția de flori e un proces complex, necesită timp, atenție și de asta cumva varianta de workshop e bună pentru cei care sunt autodidacți și în felul ăsta bun. Eu spun mereu, workshop-ul este un instrument fenomenal pentru că pe lângă că poți face achiziție, poți învăța. În momentul de față nu mai există alte soluții prin care să ai acces să vezi varietatea de flori. Cum foarte bine știi, de multe erau acele cărticele, da, făcute de bursă, o perioadă de câțiva ani a fost aplicația, care nu a mai fost susținută, în care puteai să vezi flori. Pentru că altfel nu le poți... Știi că eu am un catalog. Da, cu șfei, am muncit la el. Este 100, dar mai sunt. Mai este da. Peste știu și am... Cel mai... Am avut în istoria carierei mele, la un moment dat, două tentative de a face ceva de genul ăsta, înseamnă că e muncă fenomenală. Odată era susținută, odată nu era susținută, ok, dar cine plătește că e o muncă fenomenală. Plus că la an trebuie să o actualizezi. Există soiul care dispare, există soiul care apare. Ar fi bun, de exemplu, un catalog cu trandafiri. Sortimente de trandafiri, că acolo sunt zeci de mii. Da. Bine, nu știu dacă putem să-i prindem pe toți, dar uite că mi-am amintit ai idee câte sortimente de trandafiri se comercializează în România? Știu că sunt în lume peste 10.000, dar în România câte sunt? Sute, mii? Câte pot veni toate în momentul dat. Depinde de sursă și de unde ți le iei. Varietatea cea mai mare și cea mai neaccesibilă, spune pe România, sunt probabil țările din America de Sud, Ecuador și Columbia. Pentru că tot ce se produce în Olanda este accesibil prin platforme și mai sunt la câteva soiuri izolate produse în Gabon, în Franța sau Africa. Adică cei în afară Europei. Ele pot fi, sunt, vin, depinde acum ce își doresc clienții și cum își doresc. Bineînțeles, nu pot să oferi foarte mult, pentru că zona asta de produse din afara Europei cumva o divizie separată pentru orice furnizor de flori, import separat și cum? Așa cum un depozit fizic din România nu poate aduce niciodată toate varietatea din Europa, că nu o să o vinzi, n-ai cum să o vinzi atât, la fel și noi nu putem aduce toate varietatea din Ecuador sau Africa sau Columbia pentru că la fel nu e capacitate de vânzare. Dar e bună întrebarea și se unește cu cerințe tot mai des în partea clienților de trandafiri mai alte, mai speciali. Dar cum este că uneori cei speciali sunt special pentru noi, dar pot fi chiar accesibili la preț, pot fi ceva standard. Cum este și polul opus pentru țările latine, dar nu noi, trandafirii aceia înspicați în două culori sunt ceva special. Și uneori am avut o situație acum 2 ani în care o fermă ne-a trimis în loc de Pink Floyd, cred că, ne-a trimis Pandora, care este un roz cu bulinuțe albe. Floriștii din România, poate unii spun oribil, ferma era, băi, dar ți-am trimis ceva mai bun. Și aveam cât de rămurit cu clientul, cum facem, că e altceva așa. Na, în loc s-a rezolvat. Adică sunt mentalități diferite. Exact, de vorba de percepția oamenilor asupra acelor flori. Dar încercăm și noi să schimbăm, să aducem cu timpul. Cred că aici este la fel tot o chestie ouă și găina. Dacă aducem noi ceva mai special, s-ar putea să nu prindă la unii clienți și când cer unii clienți, cred că nu sunt chestii speciale și ne rezumăm în continuare la Mondial Explorer, Pink Floyd și așa mai departe. Da. Cumva trebuie să conlucrăm noi cu floriștii să aducem... Să aducem noutate clientului, pentru că, da, uite, acum suntem în perioada cu mesajul de Valentine. Trebuie să vină un pic și de partea furnizorului, eu știu, să-i arate, uite ce opțiuni sunt. Știi, un pic mai, da. Mai mult popularizat. Ca atelierul să le acceseze. Datoria oricărui furnizor este să-și împingă, susțină clientul cum se poate. Mm-hmm. Avem noi un concept intern, îi spunem ușoară educație, pentru că nu e zona de educație, e vorba de acces la informații, care e atât pe zona asta ce spui de soiuri, pe cât noi încercăm să informăm cât putem,
cât aveți și informații, pe zona de sezonabilitate, de probleme, de ce s-a scumpit tolan, de ce sunt florile galbene scumpe prin aprilie, de ce sunt florile albe scumpe prin octombrie, noiembrie, și așa mai departe. Există anumite zile când se fac comenzile pe webshop, să zicem, să le de preferat. Da, ca să revin la întrebarea originală legată de aprovizionare, o să dau cum sună de mare, da? Deci, putem colabora cu orice entitate juridică care activează în domeniu și care își dorește să-și achiziționeze flori. Este webshop-ul are avantaje și dezavantaje. Ca și altă sursă. Avantajul este că ai acces necontenit la toată cea mai mare varietate de produse, deci îți poți cumpăra orice. Dezavantajul este că trebuie să fii un pic organizat în achiziții, adică trebuie să știi un pic din timp de ce ai nevoie. Iar dezavantajul suprem, ceea ce spun oricărui client, pentru că mereu când mă trezesc cu un client spun, nu vei putea lucra doar cu noi, nu există furnizor unic în zona asta, nu ai cum, orice fel de business ai avea, poate pe evenimente, dacă vrei tu neapărat să lucrezi cu cineva. Un webshop nu te va rezolva pentru nevoi imediate. Adică dacă tu îți comanzi toate cele și să spune că ești într-un oraș mai izolat și îți intră acum ceva vrea 55 trandafiri de 100 ziua, nu știu cui, nu te va ajuta dacă nu știi din timp chestia asta. Asta ține tot de cum comunici, cum la mai departe îți duci clienții. Noi în momentul ăsta logistic s-ar putea vine mai tot fiecare zi în altă. Nu e nicio limitare. Poate nu sâmbătă. Poate și sâmbătă. Nu, poate nu luni. Pentru că e ultima oară. Deci logistica ar putea veni marfă fiecare săptămână, o să ține de ce vrei și ofertă. În fiecare zi. Fiecare zi, scuze. Deci eu pot să fac o comandă ar în orice zi? Ar putea. Dar la momentul ăsta, cumva, lucrurile s-au așezat natural. La momentul ăsta, în multe zone din țară, noi livrăm de două ori pe săptămână, miercuri sau joi și duminică, în unele zone din țară. În București, la momentul ăsta, putem și avem livrări de trei ori pe săptămână, miercuri, joi și duminică. Deci livrați în toată țara, ca să înțeleg. În majoritatea zonelor, da. Sunt niște zone definite, noi avem o structură proprie, un lanț logistic propriu care se dezvoltă în permanență. Chiar de curând am deschis o zonă nouă și anume, nu știu că contează, zona Brașovului, care era o inimă pentru toată lumea de ce nu suntem acolo. Deci da, acum putem, deja avem o logistică acoperită. Sunt foarte puține zone din țară izolate unde e altfel ideea de cerere și nevoie. Deci noi avem un sistem logistic, în momentul în care apare o nevoie, se găsește pe zona aia, se deschide o direcție, o rută, de fapt asta e o rută și în momentul ăla este activă. Ok, poate fi o rută sub formă beta, care este o perioadă, cum au avut noi, de exemplu, Constanța, a doua livrare a fost în teste, nu a funcționat perfect, mai încercăm, sau poate fi direct o rută finală. De regulă, da, normal, se deschide temporar, se vede cum funcționează. Beta înseamnă minim un an, adică minim un an noi investim, suntem acolo, vedem ce se întâmplă. Și de regulă, când ne ducem într-o direcție și piața se dezvoltă, pentru că apare cel de șofer. Da. Dar, la momentul ăsta, pentru foarte multe zone de țară, unde aproape toată țară, cu ghilce excepții geografice, să spunem, există cel puțin o dată pe săptămână livrare, miercuri sau joi. În general, dacă ne facem o linie imaginară deasupra Pitești, Focșani, în jumătatea superioară a țării livrare este joi, în jumătatea inferioară livrare este miercuri, în linii mari, să zicem. Okay. Dar de verificat punctual. Iar la anumite zone din țară avem și a doua livrare, duminică, cum e București, pentru că e promovat, e un centru logistic mai mare, avem și o a treia livrare. Acum, un client poate avea de trei livrare sau poate fi alocat pe una din aceste zile. O livrare pe săptămână este suficient pentru a rula un business, două este deja mai bine, două livrări sunt pentru cei care au volume și deja fac rulaje sau pentru cei care au niște pretenții mai mari la businessul lor și vor super, super fresh totul. Depinde cum e. Produsele sunt în așa fel gândite pe web, e ceva combinat între produse și experiență, de asta e de lucrat, încât majoritatea produselor să fie pretabile pentru asta cel puțin aproape săptămână în florăria, da, dacă vorbim de florărie, pe zona de evenimente e mai simplu. Da, vreau să te întreb dacă recomanzi o anumită zi pentru aceste comenzi.
Păi, unde se poate și una și alta, nu recomand, nu există nicio limitare de, nu știu, dacă te gândești la prospecțiune sau da, 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 lucrurile da. Și mai departe sunt adaptate. Adică acest miercuri, slash, joi și duminică sunt foarte bine organizate și mai departe, ține doar de cum se organizează oamenii. Și avem clienți care vor să înceapă luni în floreria plină și avem clienți care au vânzare maximă pe weekend și atunci își aduc marfă mai mult miercuri sau exclusiv. Deci există și și. Și există și clienți cu ambele livrări. Da. Asta ține de fiecare. Dar ca și proprietăți ale florilor, sunt la fel de ok ambele situații. De o anumită oră din noapte? Pentru acomodare la prețul mai mic? Păi, există așa. Avem zona când se deschide sesiune. Avem sesiune de vineri până duminică pentru ce vine în timpul săptămânii sau sesiunea de miercuri și joi pentru ce vine în timpul de duminică. Nu știu acum cât vorbesc de cazul nostru. Sunt două componente, zona de stoc și zona de pre-order, zona de ofertă. Despre ce spui tu de vânătoare de prețuri poate fi vorba în zona de stoc. Adică dacă la pre-order e o listă definită clară în funcție de evoluția bursei, se știe când data de va fi prețul ăla, la stocuri lucrurile sunt dinamici, pentru că ține de cum a mers bursa, de cerere și ofertă și pot fi prețuri mai mari sau mai mici. Acolo e zona în care se poate face vânătoare de prețuri și pe care le-o prezint tuturor clienților, dar cu scop de completare, adică dacă îți trebuie ceva, nu aștepți, pentru că există riscul să nu o găsești. Poate fi, dacă ai livrare în timpul săptămânii, în marți sau miercuri, poți veni luni dimineață, când începe să vină un aflux de marfă, și în funcție de evoluția bursei, poți prinde ceva foarte ok jos. Și dacă ai livrare duminică, adică cumperi miercuri sau joi, și miercuri și joi imediat după prânz, e un moment acolo, când, mai ales joi în jurul prânzului, când se încarcă stocurile, adică pare mai de marfă din bursă. Și acolo poți prinde la acest joc, să zicem. Da, da, da. Am stat și... Asta face și depinde de foarte mulți factori și a început să-și revină acest joc, să spunem, ușor după pandemie. Adică în perioada pandemiei lucrurile erau foarte limitate, nimeni nu se... risca să vă bage produse. Dar acum începem să le iei un pic așa. Când prețurile ajung foarte jos, trebuie să recunosc că apare și un pic de suspiciune. Oare de ce au scăzut atât de mult prețurile? Și atunci încep să-mi pun amândoi în primița calității. Spune-mi ceva aici despre cum pot să fiu eu sigură, da? Că îmi comand exact ce vreau, da? Adică, dacă vreau, pentru că uneori poate am nevoie de anumite flori la o calitate medie. Să zicem că le iau să mă joc cu ele, să exersez, să învăț și nu am nevoie de calitate premium, da? Și alte ori vreau super calitate. După ce să mă ghidez? Cum mă ghidez? Păi, în primul rând, totul e foarte transparent și clar. Aici, despre când zona asta ne raportăm probabil în general în zona de stocuri și vreau să spun două lucruri. În primul rând, spuneam că totul e transparent, este relativ natural, evident. La noi webshop-ul se deschide vineri seara, când prima dată, în zona de stoc, vei găsi produse din bursă, mă rog, știi toată lumea, din achizițiile din bursă și surse externe făcute în miercuri și joi și vineri. Există niște cantități care pe măsura weekendului scad. De aceea avem niște clienți probabil care joacă mai mult la loterie și imediat când s-a deschis webshop-ul, bam, prima comandă. Și după aceea peste weekend își mai comandă. Deci aici există niște flori care au fost cumpărate joi sau vineri și ele, disponibilitatea lor scade. Adică ele există atât și scad. Acum, cum spuneam că totul e transparent. Ele sunt flori din bursa de joi sau de vineri. Asta înseamnă că sunt flori recoltate miercuri sau joi din Olanda sau venite în alte colțuri ale lumii miercuri sau joi și vândute bine. Pe baza experienței, de asta spuneam că e foarte important. Fac o paranteză că mă întâlnesc cu un client, uneori nu se stăie, întreb o chestie. Mă interesează experiența ta în lucru cu florile și experiența ta în achiziție de flori. Pentru că diferă. Pe baza experienței, dacă există, poți ști că anumite flori poate e bine să le opolici dacă sunt de miercuri. Da? Pentru că îți vor veni miercuri. Da. Anemone, ranunculus, în funcție de sezon. Dacă o veni de crine, astfel de media, n-ai nicio problemă. Da? Deci totul e transparent. Da. Nu sunt flori mai vechi, pentru că
modelul de business în care suntem noi înrolați, există niște lichidări ale stocurilor care se fac o dată marțiară și, și o dată luni seară. Adică de asta locul să fie flori mai vechi. Dar există niște parametri care... Iar doi, da, pentru că există calitate, eu încerc să evit discuții cu vântul ăsta și lucrez cu proprietăți. Okay. Pentru că mi se pare că atunci când folosești calitate, te poți lega și de prospețime. Și cum spuneam, prospețimea e transparentă prin faptul că dacă cumperi în weekend pentru livrare de miercuri din stoc, îți este clar că sunt flori din bursa de joi sau de vineri și în funcție de experiența ta calculul este asta. Dacă nu le vrei pe astea, le vrei mai fresh, le vei cumpăra din pre-order, din lista de ofertă, care vor fi flori din bursa de luni. Da? Deci există o diferență de două zile de prospețime. Iar în rest, ce spun oamenii calitate, eu le spun proprietăți, sunt toate cele detalii pe care le vezi acolo în webshop. Frezia albă. În webshop, cred că în permanență poți găsi până la 10 opțiuni în funcție de parametri, pentru că avem frezie simplă, frezie dublă și apoi niște niveluri de, acum vorbim de calitate, 1N, standard, extra sau super. 1N înseamnă, este a doua floare de pe plantă, este de regulă mai irregulată, poate fi mai slăbuță și direct și cumva, bine, toate astea se văd și în preț, după aceea avem standard, standardul clasic, super și extra, care se transpune și în zona de gamaș. Și atunci, între 4 ori 2, simplă sau dublă, ai 8 opțiuni, care, bineînțeles, se transpun în preț. Și tu îți alegi ce vrei să faci. Asta e provocarea maximă pentru cineva la început de drum. Și, bineînțeles, se vor duce la cele mai mici prețuri, unde vor fi florile proprietățile mai mici și fie sunt ok, fie sunt mulțumiți, fie dar vă compară cu ceva, în general, consider, cred că în depozitele clasice vin de la mijloc, standardul de mediu. Așa e normal să ai. Și mai sus, bineînțeles, că și acolo se aduc diferite niveluri. Asta e provocare pentru cineva la început și aici încercăm să fim aproape de ei. De asta le spun. Tuturor, ideal ar fi dacă vrei și să venim de timpul să începem să facem împreună o primă comandă sau să ne întrebi. Chiar dacă uneori să uite, eu ți-aș lansa o provocare să faci un curs, mini-curs, filmat. E, la început. Cu cum se pun pe un mașin. Da, avem un proiect în dezvoltare pentru anul acesta, o serie de webinarii, de fapt, care și rămân undeva acolo, pe diferite, am identificat, de 2 ani facem asta, de 1 an și jumătate am identificat și înregistrat în baza de date cele mai frecvente probleme apărute și întâmplări cu clienții și întrebări și apoi le vom transpune invers. Cum să le rezolve. Și acolo se explică despre toți parametrii ăștia, că sunt mai mulți, și gramajul, și lungimea pingerii. Avem acum dezvoltat împreună cu colegul meu în București, principal, el a fost ușor prin prisma lui, un ghid, am ajuns la versiunea a doua, pe care îl dăm fiecare client, are cred că 60 de pagini. Eu îl dau fiecare client, nu știu ce măsură citește, pe mine și vedea cu 60 de pagini de poze, numai cu descrieri și astea, și le spun, fie dacă ai dar trăiești prin el, unii n-au citit, în scoartă, în scoartă, unii m-au sunat pentru greșeli. Deci, okay. Citit. Sau mai acolo care pe. Deci informația există, dar e clar că e mai greu când e într-un format, chiar dacă e searchable documentul respectiv, are și micuri și chestii, s-a fost primul pas. Dar acum vrem să venim mai aproape. Na, să intrăm în zona prezentă, digitală, dacă oamenii sunt obișnuiți. Dar trebuie să și compri informații. Da, pe da. Multă. Da. Da. Adică ce vreau să spun este că este foarte multă informație, este foarte complex și dacă încă mai sunt oameni care se tem de webshop din cauza asta, e normal, e natural, dar nu vă temeți. Veți învăța. Dacă veți învăța, veți avea un instrument fenomenal. Și aici vorbesc pe orice webshop, neapărat al nostru. Webshop e un instrument fenomenal. Bine, cum spun, pe al nostru vă știu cum funcționează, da? Dar e un instrument. Chiar dacă nu cumperi. Vezi flori. Da, și le înveți. Da. De mine. Da. Și le vezi și din experiența ta de atâția ani de vânzare pe webshop, ai o statistică vis-a-vis de, eu știu, cea mai vândută floare în România? Sunt chestii pe sezoane, dar încă este trandafirul campion, probabil. Roșu? Roșu albros, pe acolo e bateria. Și apoi vin la lele frezii, eustoma și crizantemă.
să zicem, dar aici ai cu influențe, dar să spunem over the year, totuși rămâne trandafir. Adică chiar am putea scoate niște cifre, pentru că noi avem în fiecare comandă niște statistici pe sortimente de flori. Bine, aici trandafir ar însemna și trandafir și gamma și telos, așa e gamma. Am putea scoate, dar eu cred că încă sunt un 18-20% din fiecare factură. Da, deci românii iubesc trandafir. Da. Da, cum ai spus, sunt niște sortimente, adică de înțeles, la frenzii nu-s chiar cu multe, poate 50 de sortimente. Da, 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 da. Din asta este pe parte de webshop, da? Este o parte a muncii tale. Nu știu dacă vrei să mai completezi ceva legat de subiectul webshop. Păi, da, mai avem 4 ore, cel puțin. Putem povesti tot și tot încă. Da, da. Aș vrea un pic să mergem în zona evenimentelor de care te ocupi, pentru că în 2023 a fost un eveniment extraordinar de frumos și util, la care am participat și eu, acel bootcamp pentru floriști. Da. Deja vorbim de next level, ca să spunem așa, că până acum am vrut să aduc o informație celor care sunt mai la început de drum. Bootcamp-ul e puțin pentru cei care mai, da, mai știu câte ceva, să zicem. Poți să ne dai, eu știu, așa, un feedback? Cum s-a văzut din partea ta, deci de la tine către noi cei care am lucrat acolo, tot acest eveniment și eventual să ne spui despre următoarea ediție? Greu de dat ceva obiectiv de la mine, că na, am fost implicat. Pot să zic în general cum privim noi lucrurile. Și pentru că în general nu vreau să ne asum chestii sau să recunosc chestii. Acum cred că e important să zic că e un proiect foarte complex. Cum am încurajat fiind de participanților, ca să zic asta. Adică dacă cumva la începutul anului trecut spune ok, facem și mai cu chestii de 3 zile, nu minte așa. Dovadă faptul că poate importa oamenii să știe, lucrăm de 3 ani la conceptul acestui proiect. Este importat parțial dintr-un proiect similar pe care îl avem unde stă partea de câțiva ani în Spania și adaptat, să spunem, la România, dar limitat, pentru că probabil s-a văzut, au fost niște chestii cu care românii poate n-au fost foarte familiari, zona de exemplu, a fost o provocare foarte mare pentru mine să fac un workshop cu un terapeut. Ei, zis, wow, ce o să-i spun oamenii ăștia, o să credă că, dar a fost un succes fenomenal. Am avut emoții, am stat în spatele sălii, primele 10 minute să văd cum prinde, la un moment dat eram plecat undeva, am întors să râdea la maxim, zic, mama, asta e de bine. Bun, da, e un proiect de suflet pentru mine, e un proiect care, exact cum povestea, îmi atinge toate nevoile și pe partea de profesională și profesională personală, să spunem. E felul nostru de a face lucrurile altfel și de a veni în sprijinul floriștilor. Cum spuneam și mai devreme, consider că un furnizor trebuie să fie, noi așa ne considerăm, nu suntem doar un furnizor, suntem un partener. Ok, ideal și utopic ar fi, dar pe putea să nu fie costuri, dar nu avem cum, de asta am încercat să facem cât s-a putut de optimizat la ăsta, și asta e partea. Vine, este și o parte din strategia noastră pe termen mediu, adică pe 10 ani de comunicare și de brand. Iar punctual ce s-a întâmplat este rezultatul a ceea ce am considerat noi că este necesar pentru floriștii români, combinat cu input-ul trainerilor. Cu toate că cumva trebuie să ghidăm un pic, mai ales că fiind, poate, domnul Agup era cel mai conectat, să zicem, la piața locală. Păi, nu știu, poate mai bine să zic mai precis ce să zic despre cuvinte de poveste și aici. Da, uite, nu știam, de exemplu, că ați muncit atât de mult să pregătiți evenimentul. Eu l-am văzut ca pe un eveniment foarte complex, a avut multe aspecte. Cred că dacă am existat încă vreo 2-3 zile, am fi mai avut ce să facem și ce să dezvoltăm pe acolo ca și subiecte de discuții, mai ales. Dar și partea practică, eu m-am simțit super bine. Adică pentru mine a fost o decizie bună să vin la bootcamp și o să vin și la a doua ediție. Dacă vi spui ceva despre... Spun. Ceva pentru mine când va fi, eventual, să nu știu dacă e stabilit. Pentru mine important este că am reușit ceea ce era foarte
semnul întrebării pentru mine, să facem conexiuni între oameni. De ce spun asta? Consider și mi-e foarte clar de tot ce am studiat și ce am văzut în industrie similare în alte țări, conexiunea umană este elementul maxim liant în industria asta. Însă noi ca nație suntem un pic mai, nu știu cum să zic, uneori mai lăutăcioși, să spunem. Eu vin acum și cu o experiență în care putem să facem ceva despre cultura floristilor în România și pe geografică. Există concepții diferite, oamenii se înțeleg diferit în diferite zone ale țării. Dar aici s-au închegat, de asta am adus conceptul de echipe. Avem niște chestii care nu am reușit să le punem acum în prima ediție, na, ca idee, din ce trebuia să facem și ne doream, cred că mai sunt încă 20% chestii care nu s-au încadrat. În principal, din limitarea timpului. Oricum a fost destul de comprimată treaba și am mai făcut o grămadă de alte chestii. Poate reușim pe viitor. Mai avem niște idei care să întregem mai mult spiritul. Mă bucur foarte mult că mai vorbesc cu participanți și aud de relații care s-au creat la distanță, București, Oradea, Iași, București și tot felul de chestii genul ăsta, care, cred că într-un final vor ajuta la scopul suprem de a dezvolta industria. Pentru că, cum spuneam, consider că conexiunile umane sunt vitale în industria asta. Și asta mă bucur că a reușit. Eram cu emoții, a fost o provocare. A fost o noapte grea, cea în care am făcut echipele, pentru că erau o grămadă de factori, ne-am primit și mesaje, vreau cu X, vreau cu Y. Chiar mai este trecut mai cam și să faci echipele. Okay. N-a fost ușor, dar cred că a fost bine până la urmă. Și dacă cineva n-a fost mulțumit de echipa lui, să spună. Am avut niște biserici, niște nuclee și niște stiluri de oameni. Cam așa am pus eu lucrurile și cred că a ieșit ok. Da. Eu mă bucur că n-am primit mesaj, nu vreau cu, am primit mai vreau cu. Am înțeles, da. A fost, într-adevăr, cred că asta una dintre cele mai mari provocări, să lucrăm în echipe. Da? Pentru că, cred că marea majoritate, nu știu acum, n-am făcut o statistică clară, dar e destul de mult individualism, da, și fiecare vrea să facă lucrurile cum le vede el, cum consideră el, și atunci ce faci? Cum faci? Când pui 10 capete într-o echipă, fiecare cu altă idee. Dar mă gândeam, am mai întrebat așa și alți invitați, dar tot nu am reușit să mă lămuresc, nu știu dacă poți tu să mă lămurești. Când, dacă s-a întâmplat vreodată, eu știu, ai avut un feedback negativ, să zicem, de la un client, o întâmplare, care nu, un proiect, să zic, un proiect care nu a funcționat așa cum ai fi vrut, n-a avut rezultatele scontate și clientul nu e mulțumit, da? Cum le gestionezi? Dă-ne un exemplu, dă-ne cum ți-ai luat revanșa, eu știu, într-o situație sau alta. Pentru că, uite, cei care facem nunți, să zicem, da? Avem uneori situații când nu reușim să mulțumim clientul. Nu discut acum motivele pentru care nu, că sunt multe acolo, da? Că, în esență, probabil e vorba de comunicare, că sunt alte motive, în fine. Dar eu le recomand cursanților, mai când ești într-o astfel de situație, trebuie să faci ceva să te revanșezi, cumva. Ceea ce facem noi acum, discuția asta, tot în zona de educație se duce. Hai să ajutăm oamenii, hai să le mai dăm idei, hai să le spunem ce le recomandăm noi să facă, cum să iasă cumva ok dintr-o situație care e mai tensionată, mai neplăcută. Vă ai mai idee în zona asta? Pe zona de lucruri cu flori, pe genere cu flori sau că am trecut de la... Până la urmă, cred că nu contează ce fel de client este. Și nu contează mai mult ca principiu. Eu respect în primul rând o regulă de aur pe care am învățat-o de la un coleg de-al meu. Totul se discută la rece și probabil și floriștilor le e greu și să vezi chestia asta. Pentru că dacă se întâmplă ceva cu mireasă, probabil va suna atunci cineva. Dar aici, la fel, ține de pregătire, adică poate este important să pregătești mireasa sau cine va fi pe zona asta. Eu, na, că paranteză de-a lungul carierii mei, am avut și zona când vedeam evenimente și eram la 20 ceva de ani, suptam cu mirese. Și erau foarte empatice cu ce le povesteam. Și eu veneam și le povesteam, cumva că nu stai secret nicio fac, eu mereu pun
potențialul rău înainte, să zic cu rău. Planul B. Se poate da. În primul rând, cu flori sensibile, uite ce se întâmplă, ce vârstă nu se întâmplă cu flori, știi, încă nu au o floare de backup pentru floarea principală din buchet. Aici vă vine povestea lanuncului, vei povestea bujorului și așa mai departe. Sau povestea lăcămioare. Cu toate că atunci când sunt, dar acolo, deci dacă la bujor și la lucruri vorbim de posibilă lipsă la provizionare, depinde de de aproape de capetele sezonului, la lăcămioare ele sunt, dar apoi posibil de multe ori să fie problema floristului, că nu știe să le lucreze. Sau clasica problemă, să fac buchet de lăcămioare, comand 25 de lăcămioare. 25 de lăcămioare, nu vei face nimic. Da? Deci e peste 150 ca să se vadă și costă. Ok, deci cumva eu asta am făcut mereu. Am prezentat și am creat împreună cu clientul. O depune povestea când vindeam către mirese. Și planul B, ok, de multe ori probabil mirese nu știu niciodată ce s-a întâmplat cu buchetul lor, asta e secretul nostru. Dar dacă chiar se întâmplă ceva și de regulă s-ar putea să nu fie vina floristului de cele mai multe cazuri, dar vorbesc de exemplele mele, cu buchețe, nu pe calorifer. Cu buchețe, nu o mașină și mașina închisă și ea e plecată la poze cu bujori, fără nimic. La toate astea, probabil și oamenii pot face deja o listă cu ce au pățit și să vină cu soluții. În primul rând, da, trebuie analizat dacă situația necesită o intervenție imediată, fie încă o dată un buchet sau altceva și dacă se poate, ar fi bine de realizat. Acum depinde și de persoană. Dacă s-a făcut acest preambul cu mireasa de a preveni că pot fi situații rele, poate să fie ok. Eu am avut situații în care am primit feedback corect pe ceva probleme, dar nu pe nuntă, adică a fost o mireasă foarte ok. Păi am avut nuntă, a fost foarte ok, dar vezi că s-a uitat, vorbesc acum de proiecte în care a fost implicat, așa, visai. Dar vezi că s-a uitat o floare de care vorbise noi ulterior, altă problemă, de care am vorbit noi pe WhatsApp după comanda, între timp. Și a zis, aie. Și aici a venit partea de revanșă, da? Adică au mai fost niște flori puse cadou și așa mai departe. Deci, ca să rezum, începem să discutăm la rece, nu la cald, pentru că oamenii, și aici vorbești de experiența mea cu clienții, da, dacă aveți o altă problemă și o să vedeți că o să zic, ok, ne auzim, mai să vedem. Noi, în paralel, lucrăm la soluții, poate și voi ar trebui să lucrați. Și ne-am avut situații cu flori trimite pe avion, cu flori drumuri pe la Bodochei, să-i cuiesc pe la Galați noaptea, când situațiile de așa fel încât, băi, chiar nu se putea. Apoi depinde pe linie, dacă mireasa nu înțelege floristul, nu înțelege, nu prea mai e ce face. Probleme apar. La fel, printre primele mele repici cu un client nou, este ce face când apar probleme, nu dacă. Sigur, vreau părea. Da? În primul rând, putem să ne pregătim să avem niște backup-uri în anumite situații și în al doilea rând să spun ceva ciudat, nu s-a sfârșit lumea dacă n-a fost ceva ok, mire să le sunt mai diferite, le înțelegem poate, da. De asta eu în evenimentul personal de acest gen am încercat să am un stres less pentru floriștii care au lucrat, am zis ok, vin niște flori, faceți ceva. Avem flori, da. A fost ok. Și mie asta a fost ok, a zis, eu vreau doar joros, ok, era mai, șansele să fie probleme erau mici și ok, da. Deci de asta ține despre a le explica oamenilor că lucrăm cu niște produse foarte sensibile și că pot apărea probleme, să fie conștienți că pot apărea probleme, dacă apar și vor să le înțeleagă ok, nu? Și după aceea, dacă vrei, pentru că e foarte important să ții relația cu respectiva mireasă pe termen, nu, da, dacă poți să te revanșez cumva. Eu aș recomanda pentru orice mireasă, dacă poți să bagi pe acolo prin buget și după nuntă să-i faci un cadou, are un efect genial. Dacă la o săptămână vii cu mulțumire sau cu ceva. Da. Da, mulțumim pentru sfaturi. Vreau să fac o paranteză așa, ai o reputație foarte bună, tu să știi, între colegii mei floriști de om care rezolvă problemele. Da, tot se poate rezolva. Așa că le faci treabă bună, da. Nu există nicio îndoială. Am deviat puțin discuția și am uitat să spunem când va avea loc a doua ediție a bootcamp-ului. A doua ediție a bootcamp-ului va fi spre mirarea tuturor, tot în România,
pentru că cu toate că la final prin ediție au niște rumors pe acolo că merge spre zone mai calde, mai aveți un pic răbdare, vor fi și zone poate chiar foarte exotice ale unor. Nu pot comunica foarte multe chestii pentru că încă lucrăm la concept. Mi-aș dori, probabil până se publică acest material, să deja se rezolvă o parte. Dar la un moment dat pot spune că va fi în România, nu va fi în București, va fi într-un centru turist din România. Asta mai respinge un pic lucrurile. Conceptul va fi relativ similar. Vor fi niște traineri internaționali care vor veni cu input-ul lor. Vom încerca la fel să avem un concept care să deservească cam toate nișele din industrie, adică și florărie, și pe zona de wedding, pentru că, să răspund și la ceva de mai deloc, ideea este dezvoltarea ta ca florist și ca om în industrie. Adică nu te învățăm punctual să facem ceva anume, de asta m-am avut atât de mixtă chestia. Iar ca perioada va fi ceva între sfârșitul septembrie și începutul octombrie. Clar ne-am impus să mutăm un pic pentru că a fost oricând la pune, sigur cineva nu va putea din diferit, da. Și am trecut, am pochetat cu ideea, vreau să fie un postul de Sfântul Petru și Pavel, ăsta e foarte scurt acel post. Ne-am dus acolo, l-am din noiembrie. Velul ăsta nu a fost posibil pentru cei care activează în industrie în zonele mai catolice, pentru că aveau ziua morților. Și acum ne ducem într-o perioadă mai devreme unde avem riscul ca unii dintre event planner să aibă nunți, dar dacă îți dorești să vii la Florist Bootcamp ediția a doua, vei ști din februarie și ne vei putea organiza. Ok, abia aștept. Dar nu știu că poate vrei niște nume. Nu, dar, nu. Să nu mi-e plac surprizele astea, să știi, da? Păi frumoase, bine. Chiar mă gândesc să avem și un editat total... Dar hai să vorbim puțin despre această perioadă și despre cum te pregătești tu ca furnizor și eventual ce sfaturi dai celor care au florării în special și ateliere de singur vis-a-vis de această pregătire pentru perioadele de vârf. Da? Pentru că dacă acum vorbim de 14 februarie, numai ce bate la ușă, 1 martie. Da, deci, da, pe sunt doar cumul, adică pentru noi este... Da, poți să ne dai ceva sfaturi? Pentru noi perioada de februarie 10 martie, așa spune. Sunt destul de multe de spus aici. În primul rând, să vin să sparg mirajul, da, florile sunt mult mai scumpe în perioada aceea. Nu fiți speriați. Și nu mai schimbă în ce înseamnă? Dublu? Triplu? Lucrurile astea se schimbă de la an la an. Cred că anul acesta, ca și în alte direcții, mai venim un pic spre normalitate. Statistic vorbind, pentru Valentine's, prețurile cresc cu cel puțin 40% cumva la toate sortimentele. Cu vârfile top la trandafirii le pot crește cu 150%. La trandafir, de aceea mai spun eu nu e totul despre roșu. Okay. Probabil vom avea un episod mai altfel anul acesta și toate florile pici vor crește și ele cu mai mult de 40% și cumva cred că se va fi o balanță. Adică dacă în anii trecuți militam pentru haideți pe roz, mi-aduc aminte 2021 când inclusiv rozul a fost mai scump decât celelalte culori, adică și la Ecuador era roșu foarte scump, cu roz scump și celelalte culori, acum să revin la normal, e posibil, cel puțin pe Ecuador nu s-a dus în valul cu pantone, dar e posibil pe zona de pici. Aici fac o paranteză, pe zona de wedding, aș atenționa că e posibil să fie cerere mare, producția se adaptează și ea, dar nu atât de repede. Și atunci să fie onerez la apricot, stoma, la patiola, pici, care oricum nu iau calități foarte mari. Bun. Asta înseamnă că dacă se poate să ne pregătim și clienții finali din florării, bine, asta e important să o spun pentru cei care sunt la început de drum, pentru că statistic s-au deschis foarte multe florării din septembrie până acum și pe că se mai știu eu trei care se deschid până la Level Dice. Bine, ar fi deschise deja. Da, florile se scumpesc atunci și să nu fiți speriați, să vă așteptați la asta și să vă adaptați la chestia asta. Cum spuneam, dacă reușim să tratăm asta către clienții finali, este ok. Este natural să scumpești.
Sunt florării care scumpesc, spre exemplu, tandafirii, sunt care se chinuie să le mențină, să-i mențină la același preț. Nu știu ce fac chiar cu tandafirul roșu. Punctual pentru Valentine, eu recomand floristilor, dacă vor recomanda mai departe, să își învețe clienții că mai există și altceva decât roșu. Și puțin în buchetele mai complexe. Dacă îți vine un tânăr îndrăgostit, povestea cineva, dar cum vine, vin tineri îndrăgostiți și vor întâlnă fi roșu. Ok, da, acolo e clar. Dar am convenit câțiva. În general, la toate sărbătorile astea, eu cam ajung pentru o florărie, făcând diferite chestii. Și văd chestia. Și am mai convenit câțiva. Le-am zis de Pink Floyd, că miroase frumos. Ia uite, bosta, da, te explori. Miroase ceva? Nu. Ia uite asta. Acum depinde. Ca aprovizionare. Deci asta legat de Valentine. La martie prețurile sunt mai mari, dar nu atât de mari și cum mai spune uneori, dacă în cazul nostru, s-ar putea să fie o surpriză plăcută achizițiile pentru sărbătoarea de martie. De ce? Bursa explodează natural pentru Valentine, pentru că este sărbătoare internațională, apoi pentru martie nu este atât internațională, sunt în fostul bloc comunist în general și mai sunt în câteva alte părți. Dacă luăm în calcul și situația cu Rusia și Ucraina când am mâles, anul trecut cel puțin s-a simțit foarte mult lipsa lor, să spun lipsa lor, prețuri, atunci prețurile sunt un pic mai normale, dar sunt mai ridicate, cel puțin la noi. Adică la noi, la prețurile, la achiziția pentru punctual sărbătoarea de 1 martie, achiziție care va fi probabil deja pe 1 martie sau pe 2 martie anul ăsta, pentru că pică mie cu sărbătoarea, prețurile sunt mai normale. De asta uneori avem și noi surprize de volum, între timp am început să ne prevestim și să ne asimilăm. Recomand să vă luați florile când trebuie, nu recomand acele stupizenii cu trandafiri luați cu lumea înainte, da? Se întâmplă chestia asta. Dar ce e cu precomenzile? Că... Precomenzile, eu vorbesc la fel cum în cazul nostru, se fac strict pe zona de trandafiri, de produse de import, da? Trandafiri, astrumeri, amindinoase de Ecuador, la Valentine și la martie vom avea probabil și zona de hortensii și cred că și ceva în zona de exotice. Sunt niște produse care trebuie acomodate din timp pentru că acolo lucrurile se împart deja. Da? Și pentru că sunt și prețuri mai mari, iar furnizorii respectiv au nevoie să știe din. Adică așa e mersul lucru. La fel, prețurile explodează. Anul ăsta n-am mai avut mesaje de genul, dar de ce e 7 lei trandafirul roșu? Adică deja s-au început să obișnuiască oamenii. La început era un șoc. Și vedem că celelalte culori s-au stabilizat. Adică acum în oferta noastră de venuță la niște ferme, trandafirii nu roșu, ceilalți sunt la preț aproape normal. De la ce la o fermă am văzut că sunt aproape prețul de zi cu zi. Oricum, cred că în 2-3 ani se va termina și povestea asta cu roșu, pentru că va veni exact ca ou și găina. În cazul ăsta, cred că fermele din Ecuador vor împinge și nu le e ok și că vor împinge și vor încerca să demoleze conceptul ăsta de roșu. Fie nu vor produce, fie va fi un preț extra mare încât să limiteze chestia asta, pentru că pentru ei în rulaj peste ani defocusează foarte mult produsul. Să aibă roșu ăsta de Valentine, automat vor avea un exces de roșu în aprilie și încă spre vară și încă spre septembrie, nimeni nu are roșu. Și atunci iau pierde. Bun. Deci dacă fac precomandă, am șanse să le iau totuși la prețuri puțin mai mici decât le-aș găsi pe webshop, să spun, o săptămână înainte de vară. Păi, vorbim de produse diferite. Noi avem precomandă doar la produse de Ecuador. Okay. În webshop vei găsi produsul trandafir, să spunem, la vorbim roșu de Olanda, care este general mai scump. Adică, na, ca să dăm o idee, dacă chiar vrei renda omii și poate și de la o fermă de top și de 60 de centimetri, să nu te surprindă un 11 lei plus TVA. Și tot îți comandă, băi. Da? Dar și mai scump până da, trecut. Pot fi și produse de Ecuador, dar sunt mai scumpe că sunt trecute prin bursă. În principal este pentru a avea. Aici e un gaming total. Unii nu comandă, spun că așteaptă ei să vadă ce va fi pe piață. Ăsta e un joc în fiecare an. Nu mă bag, clientul alege. Dacă preferi să stai și să vezi, ei, într-adevăr, sunt ani în care în piața normală de flori vor apărea la un moment trandafiri mai jos decât această precomandă. Tot ține de cum evoluează cerea și oferta. Sunt ani în care n-au fost deloc și sunt ani în care au fost mai scumpi. Este, aici nu putem să intervenim noi, este experiența fiecăruia. Și da, dar dacă vrei,
îți precomanzi atât de la mine cât și de la... Dacă vreți să te asiguri... Cumva eu cred că asta e mentalitatea oamenilor. Am văzut și din comenzile de anul ăsta, își iau un vin necesar must, pentru că ai niște clienți pe care trebuie să-i onorezi și după aceea vezi dacă mai ai tandafirul sau ai altceva. Nu de văzut. Despre aprovizionarea mai departe. O să vorbim punctual. Anul ăsta va fi miercuri. Da? În primul rând, nu o recomand, cum scrie fiecare an, nu o recomand să-ți cumperi marfă care să vină miercuri pe 1 martie și să ai pretenția să folosești miercuri pe 1 martie. Pentru că, mai mult ca sigur, pot apărea întârzieri și s-ar putea să vină mai târziu, plus în ziua aia ai altă treabă. Fiind miercuri sărbătorile, probabil baza previzională pentru 1 martie va fi duminica dinainte, dar recomand pentru greeneries, pentru flori mai rezistente, alstomeria, crin și așa mai departe, îți recomand să ții o parte de marfă și mai devreme, e posibil să fie și prețul un pic mai mic, și să te și pregătești, să ți le așezi în locație. Și alstomeria, crin, mai nevoie să ți florească. Pentru o martie care va fi tu miercuri, îți poți lua deja... Rămâne de văzut, cred că va fi posibil o livrare pe 2 martie, adică să nu-ți vină marfa chiar pe 1, sau poate e bine că îți vine ca o completare, ăsta e avantajul, că poți să folosești marfa aia cu o completare și mai ți-e țeapă pe drum și la fel va fi din nou duminică. Și cel mai important ce aș vrea să comunic cu oamenilor, este normal, măcar la perioadele astea, să existe întârziere de transport. Da? Eu sper în proiectele noastre educative, la un moment dat să prind și pe partenerii noștri care fac transportul în Europa, să povestească un pic prin ce trec, ce e întâlnire și ei atunci la nivel de conversații, telefoane, verificări, vană. Și mai ales acum, nu știu ce se va întâmpla cu, revin la protestele pe transportatori și la... ce se întâmplă la vamă, da, ține de vamă, de... Dar primul rând, e important că marfă este un flux foarte mare de marfă, ca să vă dați seama ceea ce o echipă de oameni de la orice companie din Olanda face într-o săptămână, va trebui să facă într-o zi, ca volum de muncă. Iar eu pot suplimentează, de când oameni de la alte departamente, 1, 2, 3, dar nu poți mări de 5 ori oamenii pentru 2-3 zile pe an. De aceea, la sărbătorile mari, apare aceste delay, pentru că de la sursă pleacă totul. Cam asta despre aprovizionare. Am înțeles. Puțin ai anticipat o întrebare pe care vreau să ți-o adresez referitoare la trendurile internaționale. Și anume să te întreb cum ești din perspectiva ta ca și furnizor de flori influența trendurilor internaționale. Și mă refer în primul rând la culoare, da? Anul ăsta știm că e H-Fast, dar din ce ai observat în anii trecuți? Au influențat piața de România? Da. Tot influențează, odată direct și indirect. Direct aș spune pentru că nu doar trenduri, cât și evenimente majore. Și sărbători, și o să vin și cu un exemplu, odată pentru că cu toți încă suntem conectați la, poate astfel o altă discuție despre ce e bursa din Olanda, de ce e acolo totul, da? Toată industria floristică din Europa încă este conectată la bursa din Olanda, unde se transpune tot ce se întâmplă. Și atunci un eveniment major se transpune direct prin bursă, iar indirect pentru că suntem o nație care ne place să fim un trend, cred. Și acum venim cu exemple. Da, am avut în fiecare an mări de prețuri pe culorile anului date de Pantone. Am avut, știți foarte bine, ce repede crăbioare, acum câți ani s-a mai dat, Kate. Okay. Și acum am avut anul trecut valul local, Gipsofila. Gipsofila, la urmă, da. Avem și evenimente majore, funeralile din Lena Buckingham, care au schimbat piața radical, adică a fost o explozie instantă. Deci instant, în momentul ăla le-a venit notificare de mâine florile albe plus 50%. Instant, deci în momentul în care a venit anunțul. S-a transpus mai bine aici. Da, influențează, ceea ce e bine, într-un fel oferă o predictibilitate, dar un pic destabilizează punctual niște chestii. Adică dacă se întâmplă și aici, spun din nou, îi poate afecta pe cei din zona de evenimente. Uite, de pe la pandemie, să zicem, eu n-aș mai băga mâna în foc în septembrie pentru să fac o bugetare la o nuntă în aprilie fără să nu-mi iau cu mireasă o marjă. Cum s-a întâmplat atunci, știți foarte bine că
hotel din flori și așa mai departe. Pentru că, da, influențează. Următorii ani după pandemie au fost, probabil știți, diferite fluctuații în producție. Era lisiantus, au fost vânurile cu fermele exitate, dar fiind nu mai produc. În momentul în care o fermă de avalanșe iese din piață, destabilizează foarte mult, pentru că trebuie o cotă mare. Chestia de genul ăsta vin, asta nu ține de trenduri, dar am făcut o paranteză, cred că e importantă pe genul ăsta de winning. Adică eu personal, dacă aș opri banii mei, ăsta mi-aș lua o marjă. Deci spune, reinvestigăm prețurile în aprilie. Mai primesc acum întrebări. În septembrie despre nu știu ce în aprilie. Îi dau o marjă cu interval de 1 leu, ceea ce e foarte greu. Și zic, ne mai vizim în martie-aprilie, eventual. În general pe pampa, spuneți. Doamna, când frunzele, fie pe acolo sunt alte. Încă se mai caută pampa. Da, acolo sunt alte variante. Acolo țin de producție. Este o floare semi-cultivată și țin încă de producție și evoluează prețul producției de asta. Și de ce? Da. Da, cred că mai fi. Vom mai fi că o rană, pampas. Da. Imaginează, dar e standard, până pampas speech, deja, la bonus speech fază. Adică, încă, se mai, da. Încă o să mai există cerere. Și pentru că ești de atâția ani în industrie, aș vrea să te întreb puțin despre, nu știu, da, ce ai observat tu vis-a-vis de, cum a evoluat designul floral în România? Oh, suntem pe drumul bun. Da? Asta e. Că totuși sunt niște schimbări. Îți fac o dezvăluire. Zilele trecute nu mai avea spațiu în laptop. Și cum să-i eliberez eu? Da, trebuia să fac undeva mult, 100 de giga. Zic, ok, scenariul 2 am comandat și un hard, dar nu e de văzut. Și am ajuns la niște porzi de la niște proiecte de ale noastre, 2020 chiar, 2017. Deci până și la proiectele pe care le făceam, lucrurile erau diferite. Da. Partea asta cu designul floral în România, bine, discuția amplă, ce, să zicem că mă depășește, am pot da cu părerea, da? Adică nu am făcut niciun buchet, dar pot să văd proporții, treci ciocul, le văd. În primul rând, dar evoluat pentru că a apărut o cerere de educație și asta a fost spus. Spune tu cel mai bine față de ce se întâmplă acum câțiva ani. Apoi vin valurile, vin trendurile, vin celerile, vin anunțile de vedete care cer chestii, dar overall lucrurile au evoluat. Oamenii merg la afară, oamenii vin floriști mari din afară în România și facem împreună chestii. Lucrurile au evoluat, dar e loc de mai bine. Important este că se dorește. Și da, și ține cu toții asta pentru că e normal. Un lucru care se ridică nivelul, vor fi pretențiile mai mari și atunci numai unul vor putea răspunde ce vor pretenți. Și, bun, și aici mi-ai dat pornice la fileu pentru că aș vrea să te întreb despre ce părere ai tu de o persoană așa plină de curaj și inițiativă care își deschide o florărie sau un atelier, dar nu știe nimic despre flori. Păi, ce îi spune? Dacă mă sună înainte să nu mai deschidă, am darul ăsta, dar nu spune de a demonta oamenii, eu vreau să le prezint totul cu bune și cu ele și le pun niște întrebări cheie, unde dacă nu au răspunsul pe loc, înseamnă că nu sunt pregătiți momentan. Asta ca să mergem în zona educației. Știi cât de importantă da, este? Dar principal, dacă mă întâlnesc cu cineva în zona asta, bine, mă întâlnesc foarte greu să vină cineva să mă trebuie pe mine înainte să se apuce. Nu unde poate pe voi. Dar mă întâlnesc prin prisma unui nou client care doar ce a deschis și eu tot îi pun întrebările alea și cum faci. Ok, vedeam acolo, unea poate să zic că iau tema, să-mi pune acum întrebările astea. Dar dacă e deschis, eu îi dau ceva nou, habul trimit, la cursuri, la practică. Am trimis oameni care au deschis florărie, am trimis în practică în altă florărie. Și am zis, da mă, trebuia să fac chestia asta. Cred că bine, să mergem pe filmul în care cineva ajunge să mă întrebe, dar e important să se merge. Spuneam de întrebările, care e experiența ta în locul cu florile și în închise cu flori? Eu îi întreb pe fiecare, ok, dacă e la început sau se întâmplă să fie, chiar să nu le știu de nicăieri, bun, și ai intrat în domeniul ăsta de unde, de ce, din ce și ai făcut vreun curs. Și recunosc că îl calibrez pe omul ăla. Deja, dacă spune că nu a făcut un curs, nu așa, îl calibrez, ok. Omul ăsta trebuie să investim mai mult și să fim mai în spatele lui să urmărim. Pentru că dacă nu a făcut niciun curs,
Da, ca să fie clar, a avea un business cu flori nu e egal cu a vinde flori. Asta se întâmplă la supermarket. La supermarket se vând flori. Dacă nu ai un curs, nu vorbim acum de design, vorbim despre problemele pe care vrem noi să le rezolvăm, despre primirea florilor, condiționarea florilor, achiziția de flori și o grămadă de alți factori. Văd oameni la început de drum care își cumpă noi, înțeleg tot felul de minunății de flori, scabios, salamon, colus, butterfly. Cui le vinzi? E importantă și partea asta. Văd oameni care vin din digital, din marketing, cu viziune. Acolo e mai ok, pentru că probabil au o direcție, dar la fel, du-te și învață partea asta, under cover, de subturile. Pentru că e important. Și fără educație nu ai ce face și acum nu o să fii de-a totul de acord cu mine, dar culmea și eu sunt mai orientat spre zona unde o să merg, consider că orice curs ai face, vreau să zic că nu eram de acord de până acum vreo 2 ani deloc cu cursurile online, acum sunt mai de acord dacă la un moment dat în cursul ăsta vii și fizic și facem fizic partea de dedesubturi. Da? Suntem într-o altă epocă, poți învăța și eu învăța chestii tehnice de la distanță la un moment dat, dar totuși trebuie să pun mâna până și să vezi să înțelegi de tine. Adică asta vreau să spun, e foarte importantă practica. Am pachetat cu niște proiecte de, să zicem, educație și încă suntem aliniați cu orice fel de proiect de educație, vei nu m-a susținut practica. Păi, asta să știi că este un motiv pentru care eu m-am hotărât foarte greu să fac acele cursuri video. Pentru că aveam aceeași convingere ca și tine. Da. Doar că au venit către mine cereri. Da. Iar și. Până la urmă trebuie să te aliniezi cumva cererii din piață, nu? Dacă oamenii vor. Și evident, după aceea am cerut feedback, pentru că pe mine mă interesează dacă eu am fost acolo, eu știu, suficient de explicită, dacă au ajutat cursurile. Și feedback-urile au fost foarte bune. Și ce îmi spune mie asta? Că trebuie să continui. Da. Că poate mai schimb maniera, că o fac în alt fel, că poate fac din ce în ce mai bine, dar este și asta o nișă. Vine și o altă chestie, doar la ideea mea, consider că e importantă conexiunea umană. Tot ce e în industria asta. Da. Dovadă, am făcut în toamnă, am avut niște proiecte, să spunem, cu floriștii și la un moment dat am luat feedback, băi, am vrea să le mutăm în online, că e mai simplu, vă zici, păi nu mai veni. Îi venim acolo, la o zană de cafea, vorbeam cu un, bine, asta îi ține și de fenomenul nostru ca nații. Online, da, ok, fain, am făcut, dar cum mai mă întâlnesc eu cu oamenii ăștia? Asta am văzut în ultimii 2 ani și ceva, și momentul maxim pe zona asta a fost evenimentul de anul trecut din Timișoara, când am văzut ce înseamnă oameni together, cum s-au conectat. Și am văzut niște episoade cu oameni care se știau online și aveau sute de electrici între ei online, n-am s-au întâlnit fizic niciodată. Și ce înseamnă chestia asta? Da, deci cred că e importantă. Cu toate că ne ducem în zona asta și noi și industria asta pe distanță, pe digital, ok, sunt mai de acord că poți învăța chiar și tehnici de la distanță. Am văzut cursuri unul la unul online în care vezi, da, dar consider la un moment dat trebuie, că s-ar fi format să fii fizic. Și da, este nevoie de curs, prin educație, formare, practică, este nevoie de orice în industria asta și trebuie să te dezvolți în permanență. Da, pentru că dacă ajungi un florist de cel mai înalt nivel, adică nu poți defini România, ești bun, faci tot, știi tot, ok, după aceea dacă te perfecționești pe zona de business, că în general sunt business-uri destul de independente, mai e o componentă pe care este sub trendul. Și asta e șmecheria în ceea ce faci tu. Că automat, odată pe an, trebuie să te liniezi cu trendul. Deci tot este de joace ceva. Și cred că mai e vorba și de generații. Că generația tânără este mult mai înclinată spre mediul online. Da. Și... sunt și factori geografici. Că, tu ești aici și asta, și sunt mai mulți factori care influențează. Da. Până la urmă, eu cel puțin fac o combinație și cât am făcut de bine sau de mai puțin bine, un anume de văzut. Timpul ne va Lămuri.
Mircea, tu ai intrat așa în mai multe laturi în industria asta florală și ai foarte multă experiență. În toată munca ta, ce este cel mai convocator pentru tine? Bună întrebare, pentru că, pe de altă parte, ceea ce fac, dacă nu este provocare, nu mi-a fac. Oricum, cred că orice poziție ai în industria asta, există provocări zilnice. Cred că asta e un element definitor al industriei. Da, de la... Da, probabil vrei să mă întâlnesc de provocări plăcute, pentru că provocările precum mă trezesc, mesaje, avionul întârzie. Provocare. Mesaj, nu a venit, nu știu ce. Da, astea sunt provocare, zilnice. Da. Este zona asta de proiecte, să le zic, proiecte, acțiuni cu oamenii. Mă pasionează foarte mult chestia asta. Asta face jobul să fie fain și să fie încă dinamic, pentru că are o componentă asta de relație cu oameni, chiar dacă ajungi și la zile în care zici, gata, lumea îți spune la telefon, nu se mai poate. Cumva eu abuzez, să zicem, în zona asta pe comunicări și în acei care mă știu că mă găsesc. Și cam asta e zona de a putea face chestii altfel pe lângă jobul de zi cu zi. Sau, uite, poți să mai dezvolți puțin ce nu-ți place? Ce vrea să fie altfel? Dacă ai, nu știu, ceva în minte. Țara? Dar nu țara ca teritoriu. Nu, țara e fascinantă. Țara ca cadru legislativ. Dacă vrei să vorbim așa, utopic. Da. Eu un lucru care ar putea să schimbe. Totuși nu mai descurcă mai nici. Ce nu-mi place? Ok, pot să zic ceva. Hate-ul din domeniu. Este ceva consumator. Păi energie risipită. Da. Negativă risipită. Da. Și cum? Ce putem să facem ca să mai atenuăm puțin? Să combatem. Sau să ignorăm. De curând am văzut un film, cred că, și era, nu știu ce scenă, și era o replică îmbărțișează pe cel ce zice ceva rău. Și am practicat asta, mi se pare, un pic în prime în viață de celălalt, dar că nu mai are ce zice. Adică, le dezamnesc. Da, și rămâne așa. Da. Cumva mă și detașez. Sunt prins la mijloc de multe ori în chestia asta, dar mi-am impus să mă detașez pentru că și caut oamenii pozitivi. Da. Apelitul ăsta vine din, vine din frustrat, din neplinire, din lipsă de nefericit. Eu cred că este lipsă de educație antreprenorială în general. Păi bine, ăsta e un aspect, dar e vorba de, mai spune cineva, de ce șapte ani de acasă. Eu am zis doar de șantă antreprenorial. Bine, noi nu fugea prea de educat. Deci mai departe. Nu e că e omul needucat. Nu știe cum să administreze ceva. Emoții. Recunosc că și eu m-am lovit de niște chestii, proiecte, să spunem, în care zic, ia, uite, mă, vreau să fac și asta. Ia, uite, m-am făcut asta. Sau ar poți și chestii personale în proiecte în care oameni n-au vreo răbdare și au greșit. Da. Dar... cred că nu putem să facem, luăm la cunoștință cu ce se întâmplă, mai puțin plăcut, și pur și simplu venim cu alte idei. Da. Pentru că eu am așa convingerea asta că există suficient de multe idei bune pe care le poți pune în aplicare, trebuie doar tu să-ți duci mintea, gândul, energia către ele, pentru că le vei vedea. Într-un moment sau altul. În momentul potrivit le vezi. Și trebuie. Și trebuie, da. Cred că în domeniul ăsta trebuie să te cam reinventezi. Da. Cred că mă refer acum ca business, da, să zicem, chiar și florărie, cred că trebuie la 2 ani să te reinventezi. Ca persoană în domeniul, nu știu, fie event planner sau trainer, la fel, cred că trebuie să te reinventezi. Dar ca să poți să te reinventezi în business, trebuie să te ocupi de tine. Da. Să te întorci puțin la tine, ca om. Și să analizezi ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine, să schimbi, să îmbunătățești. Pentru că dacă rămâi acolo blocat în starea ta, tot așa va fi și business-ul. Blocat într-un punct sau altul. Da, se întâmplă asta.
Se întâmplă, sunt oameni deja, nu sunt eu atât de bătrân, dar deja am prins business, bine, și prins business-ul și trebuie să deschis care s-au închis și am văd și business-ul care sunt la fel de câțiva ani. Și după aia se întreabă, bă, dar nu prea mai merge. Păi, doamne, ești fix la fel cu și fizic și mental și ce comunici către clienți și ca stil. Da. Trebuie să undeva să rupi de undeva. Da. Că e o piață, mă refer la florării clasice, dar cred că se aplică și la zona de evenimente. E, la un moment dat, cred că 2024 va fi din nou supra-saturată piața. Și atunci vor supraviețui în unii. Din păcate, să fim realiști. Da, da, așa au simți ca fiind că se duce, da, supra-saturație. Văd un val deja de jumătate de ani din nou, de business-uri noi, ceva similar cu ce era prin 2009, când am început eu, nu, mai încoace, 2015-16, și când eram deja, când am început eu la Aurora, am prins un val de, spuneam cu colegul meu Ton, atunci o glumă, toate mămicile în anul 2 de concediu se gândesc să facă florărie, erau foarte mult. Și atunci, acolo e momentul în care am văzut business-uri care s-au deschis, s-au închis foarte repede, am aminte și vreo două care din formatul ăsta așa au supraviețuit, sunt foarte ok. Depinde și cum era, adică unii depinde din ce veneau. Veneau din corporație, cu mentalitate, unul funcționa și bineînțeles și ai emoția lovit de chestia aia. Bun, fac o floră, nu niște flori, le pun acolo, pam, stai. Dar nu e așa. Deci asta înseamnă că... Și văd acum din nou val, da. Am crezut că o să fie mai reticenți pentru că trebuie să recunoaștem, încerc să se vadă niște urme de criză din nou, dar văd că se păstrează valul ăsta. Repet, acum, momentul ăsta, două florării știu că trebuie să se deschidă. Pe aici. Da, da. Dar asta înseamnă că o să crească și cacheta, da? Și să ne da. Bun, că se cer lucrurile, nu? Da, concurența sănătoasă, da, și rămâne la aceeași idee că trebuie să fii altfel, să te eventezi. Și unii nu fac asta, unii copie pe alții și apare în cel din urmă acel hate și negativitate, că mă uit o postare de aia, se întâmplă foarte des. X a luat poza lui Y. Și, hai, ce frumos este, auzi cum e caldia. Dar nu e medic, nu e ok, dar lasă-l. Exact. Da, lasă-l acolo, că nu va face mai mult. Da. Decât asta. Da. Asta apropo de poze. Deci și eu când am descoperit prima dată o pagină de Facebook cu pozele ale mele. Clonă. Inițial erau fără logo, după aceea l-a lăsat și cu logo, că probabil dura prea mult să stea să-l scoată. Și multe felicitări de acolo primite de la cunoscuți. A fost așa un pic, wow, știi, zic, ia uite ce pagină, foarte faină. După aceea nu m-am mai gândit, știi, adică am lăsat lucrurile să curgă de la sine pur și simplu și mi-am dat seama că în esență nu e nicio problemă, că acea persoană are o altă categorie de clientelă, că dacă acea persoană, eu știu, ar trebui să facă unul dintre produsele din acele poze, nu știu dacă ar putea să le facă, pentru că și mie mi-e greu să fac a doua oară același produs, mai ales că mie place să fac unicate și mi-e greu să-l fac încă o dată tot pe ăla. O să-l fac pe genul sau asemănător sau cromatic la asemănător, dar nu absolut identic. Și că, de fapt, nu e nicio problemă și că poți să-ți canalizezi energia spre lucrurile bune și constructive și că e mult mai important să te gândești la ce poți face tu mai bun, nu la ce ți-a făcut unul sau altul. Așa e. Și la cât hate și ai luat sau n-ai luat și decât să stai să pierzi vremea dând hate-uri, deci înseamnă că ai timp. Dacă tu stai să comentezi negativ la orice prostie, chiar ai timp. Când mie mi se pare că sunt atât de multe lucruri de învățat și de făcut, că nu știu când ai timp să stai să vânezi greșelile altora. Exemplul ăsta poți să-l iei și ca mai onoare. Depinde cum îl vezi. Acum, da, după practic ce s-a întâmplat, trece peste drepturi și așa mai departe, poate fi, da, uite, omul ăsta a văzut că fac ceva ok. Dar bine, nu e normal.
Dar asta se întâmplă. Eu am atât de multă importanță, știi? Văzând zilnic, fiind conectat cu tot felul de pagini, pe curând am văzut un anunț de angajare cu poze. Zic, bă, dar am mai văzut undeva. Zic, hai sfile, că tot așa, o firmă era aici, era acolo. Plase frumos, nu? Decupase parte de jos cu logo și o pusese. Bă, cât de greu nu o să faci ceva. Pentru mine a fost confuzant. Dar bine, nu cred că un potențial om care mergea să se angajeze avea șansa să ajungă la modul, că numai la care să merg. Vizualul fiind foarte ok. Iar cu poze, da, se întâmplă. Da, se întâmplă. Da. Asta e. Asta e, exact. Asta spun și eu. Știi cum e? Era o vorbă. Ursul sau mucrini latră caravana trece, nu? Cred că da. Cam așa, câinii noastre caramana trece. Mai ai ceva să ne comunici? Mai vrei ceva să ne spui? Ai ceva în minte? Poate eu nu am, nu te-am întrebat sau din ce ai tu un, din ce ai tu un suflet așa și ai vrea să ne spui celor care ne ascultă? Păi, orice. Greu de zis ceva punctual, că idei sunt multe. Am intrat în discuția asta legat de negativitatea bolilor din industrie. Mi-aș dori ca toți, poate, din industrie să înțeleagă că fiecare din industria asta, să zicem, își face bucățica lui, încearcă să o facă bine. Vreau să te încearcă să o facă bine. Cumva tot să combat astea. Vai, dar voi sunteți, nu știu cum, nu sunteți la nivel, nu faceți aia, nu încercați. Nu, eu cred pe toți oamenii din, cel puțin la un nivel, încearcă să își facă treaba ok, dar, cum am mai spus, e o nișă, o industrie atât de nișată, chiar am compus un anunț de angajare și puneam acolo, nu ai nicio șansă să ai experiență, deci vino, căutăm pentru skill-urile tale, nu ai nicio șansă să ai experiență în domeniu. E atât de nișată încât oamenii nu și apar tot felul de chestii și mă refer acum poate la relația furnizor-client, adică floristă, spunem. Nu e ușor nici ce faceți voi, nici ce facem noi. Important este să găsim echilibru. Și cum am zis, noi cel puțin, acum vorbesc în numele meu, încercăm să fim un partener. Mai ales că eu mai spun că noi nu vindem flori. Noi vindem, noi suntem companie de servicii principal. Cine ne cunoaște și știe și ca structură, știe că suntem o structură foarte mică, da? Suntem în total în România foarte puțin, dar în total să zicem stăm undeva la o echipă de 10 oameni care acoperim în 10 țări, cu probabil 1000 de clienți. Dacă te gândești, numai 1000 dintre 1000 jumătate să aibă o întrebare zilnic și totuși reușim. Asta este business-ul nostru. Restul fiind externalizat pe cât posibil, asta nu sunt florile noastre, că uneori mai primim. Cel mai tare când primezi mesaje că aveți florile, nu știu cum, e mai greu de explicat tuturor, dar poate acum să înțeleagă florile sale producătorului sau uneori ale bursei, depinde cum e procesul când trec în proprietate, foarte rar, poate zona de accesorii, dar în principal florile din pământ până florăria ta sale producătorului. Noi așteptăm, suntem ceva pe parcurs. Ok, tot riscul și răspunderea față de tine, client floristul nostru, este al nostru, dar cred că e important să înțeleagă chestia asta, că și cel mai important, că nimeni de la noi și cred că nimeni din industrie ca furnizor nu își dorește să-ți aducă, să-și trimită o floare proastă vreodată. Dar se întâmplă atâtea pe drum și pot fi atâția factori, de asta spun, când se întâmplă probleme, uite cam cum le putem rezolva. Asta e de... florile astea cresc în pământ, în niște sezoane, adică o să dai peste caz, dacă tu vrei, o scrămioare în decembrie, cam e perioada care chiar nu prea sunt un om, dar sunt, sau dacă tu ai promis unii mirese, rămân cu o săptămână august, nu știi când. Asta e. Asta e cumva abordarea mea mai... Până acum câteva poate era foarte, se face să fie mai date, să vedem că lucruri sunt limitate și în ceea ce facem. Și cred că asta e important.
Asta e important pentru mine, conexiunea între oameni și așa o idee de mai de curând la care lucrez în nume propriu și încerc să găsesc oameni din industrie care să rezoneze cu mine și anume să ne respectăm timpul. Pentru că asta este meteahna, să zicem, a oamenilor din industrie. Nu își respectă timpul propriu. Dar e foarte important. Și de aici vine... Adică, dacă eu te încurajez să mă cauți când nu trebuie, tu mă cauți, după aceea când ai probleme, mă cauți, după aceea s-ar putea să fiu frustrat dacă mă cauți într-o zi seara, pentru că poate nu e ziua aia în care poate chiar aveam ceva de făcut. Da, și aici mai lucrăm să găsim o metodă, pentru că, da, ai nevoie uneori de răspunsuri, n-ai, zic, exagerat 24 din 7, dar nu poți să ai pretenția să le primești mereu. Da, e... În paralel... Tot dăm exemplu cu alte țări, adică știți foarte bine, în alte țări, florările sunt de la 10 la 5, dacă sunt sâmbătă, aici o caz duminica. Asta ține și de cultura noastră, normal, încercăm să fim cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult deschiși. Eu sunt, cred că fiecare dintre noi când ajungem prin, mai ales țările scandinave, te duci duminică, pauză, închis. Și eu sunt, bă, dar ce se întâmplă, ce fac, cum? Oamenii sunt liniștiți. Mai relaxați. Da. Nu știu dacă e de una, dar măcar, cred că putem încerca măcar un pic, că mi se pare că suntem prea priză uneori. Să mai încetinim ritmul. Tu vii cu trendul, cu floristul relaxat. Poate ar trebui să faci ceva în zona asta. La trendul ăsta. La denumirea asta de plăcere. Da, că dacă reușești să transpui, eu cred că e cea mai important să transpui clientul, o care să fie în bursant sau da. Mireasă. Păi eu am uite de ani de zile o variantă prin care, sau nu știu dacă e neapărat corect spus, o modalitate prin care să arăt celor care mă urmăresc, știu, varianta de floriz relaxat. Știi, prin ce fac, prin ce spun, prin imagine. Eu zic că sunt de acolo. Eu așa zic, așa, asta e percepția mea față de mine, dar uite, pot să spun unul dintre obiectivele anului 2024. Să vedem, la sfârșitul anului tragem linie și vedem dacă am reușit să transform floristul relaxat într-un om relaxat, într-o femeie relaxată. Ok. Știi? Pentru că eu am tot insistat mult pe ideea asta de florist relaxat. Dar bineînțeles că am stat și eu și am momentele mele de eu știu, de reflexie și mă întrebam, măi, da, bun, florist relaxat, dar cât ești tu totuși de relaxat ca om, în general? Și mi-a dat seama că mai am acolo puțin de lucru, dar lucrez la asta și cred că dacă... Da, și cred că dacă ne mai întâlnim aici pe Repirica după un an, s-ar putea să fiu și mai zen decât sunt e acum. Văzut, da. E de văzut, da. Eu te crezi cum poți să fii ca om relaxat dacă ești și florist, dacă totuși te scoli la 4 să pui să prinzi florile sau cine știe ce ai de făcut. Dar cred că eu nu mă trezesc cu 4. Totul stă în echilibru. Da, și de fapt, în esență, este vorba de a-ți găsi echilibrul tău interior și atunci se va reflecta asta în munca pe care o faci. Da, așa e. Și te prezinți în fața clientului. Mă înscrii și eu. Înscrii? Da. Ok, mulțumesc. Hai că te mai întreb un singur lucru. În afară de munca ta, mai ai și alte pasiuni? E clar că ești foarte pasionat de muncă, evident. Nu ceva, poate chiar ceva ce poți să ne spui? Mi-ai tăcut oameni, dar zic, hai să-mi găsesc și eu un hobby de ăsta să mă scoate. Pentru că, într-adevăr, da, cumva și în timpul liber, toate ideile se duc în zona asta și am stilul ăsta de a deturna, să zicem, și alte proiecte tot pe zona asta și de a implica și cei care sunt în jur știu mai bine cum și să-i deturneze în proiecte cumva corelate tot cu domeniul. Dar, da, sunt frumoase. Da, pasiuni din astea de un normal, ca să zic așa, călătorii care se îmbină foarte bine și ele cu părinca. Da, adică nu refuz niciodată. Hai de mers undeva și dacă e de făcut ceva acolo, nu refuz, mai ales dacă e o zonă nouă, da? Dar și în orașe
Și în vremea în care am fost mai mers, adică cred că Bruxelles are vreo 6 vizite, dar nu mai spune nu încă o dată și mai vreau descoperi mereu chestii. Zona de călătorie, care după aceea se îmbină așa un pic pe zona de gastronomie în călătorie, adică sunt destul de interesat de zonă. Și de aici pe că mai derivă niște chestii, dar de zona de zona asta. Și cam atât. Înțeles. Deci... chestii mici așa, dar de un normal, nu fac nimic. Alpinism, nu s-a Pakistan? Nu. Uite că mi-ai spus de gastronomie și nu știam încă asta despre tine, dar vă spun acum că am apreciat foarte mult mesele pe care le-am oferit în cadrul bootcamp-ului. Da, nu a fost 100%. Ba da, stai că vorbesc, nu știu că am denaturat un pic, să spunem așa, meniul. Important a fost și furnizorul, am avut emoții că nu l-am cunoscut, dar a mers all-in, am avut încredere partenerii de acolo și da, era o componentă foarte importantă. Adică consider că la o chestie de genul ăsta e foarte importantă, cred că dacă ai un eveniment mai amplu, important, o gustare, mâncare și dacă ai un eveniment oricât de mic, cafea. Uite, pot să spun asta, da? Deci pe gastronomie și după aceea separat sunt pasionat de tot ce înseamnă industria de cafea, da? De porind de merg bifez, da? În orice oraș din România îți spun o cafenea bună și punctual pe zona de bere. În Europa. La fel, e probabil de asta la Bruxelles ne vorbesc. Da. Mai trist când a fost anul trecut, în 2022, au avut două proiecte cu floriști în Belgia, dar a fost și șofer. A fost foarte greu. Da. Da, atunci, da, a fost foarte greu. Da, și uite asta, de exemplu, adică îmi doresc să avem cât mai multe proiecte în care să reușim să conectăm frescunemul și să le bine din nou. Exact. Să ducem floriște români undeva să bem bere. Am făcut și asta. Dar, da, toate se conectează cumva. N-avem cum, că suntem în industria asta. Mai bineți spune o întrebare, dacă n-ar fi industria asta, ce ar fi? Aici acolo răspuns. Ok, probabil pot face chestii similare în alte industrii. Mai ales e interesant, dat fiind cum am ajuns eu aici, îți dai seama că mă întâlnesc cu colegi de la inginerie și povestim noi, de începuturi și eu, da, mai povestesc ei una alta. Da, asta e... Eu zic că te descurci extraordinar de bine în zona de organizare de evenimente. Asta e o pasiune... Cred că să organizezi orice fel de eveniment. Da, asta e o pasiune de multe. Când eram mai mic și acum, da, uite, s-a întâmplat să pot să... Îți spui toate talentele? Da, am mai făcut în altele proiecte prin ONG-ul, cu copii, chestii pe așa zona de evenimente, dar dacă reușesc să fac în zona cu flori, nu, de ce nu? Poate că e ușor. Nu e convocator, dar apropo de provocări, da. E, da, dar și că nu ți iese. Sunt foarte pregătit. Am avut în 2023, am avut și proiecte care s-au anulat. Poate nu le-ați simțit că s-au anulat foarte din fașă. Dar n-a fost emoționat ușor, dar... Și să facem ce, dar nu toate proiectele ne ies. Tu crezi că mie îmi ies toate proiectele, doamne. Asta, uite, ca să-ți spun încă o dată în întrebarea cu evoluția, mi se pare că de la 2023 am fost o explozie de acțiuni, să le zicem așa, în industria noastră care se întâmplă în România, poate prea multe, mi-am duc aminte de octombrie, care a fost ceva fenomenal, covârșitor, și la București, cumva nu cred că e bine, și că mă sună cineva și îmi spune, bă, dar mai e țară, mai e și pe lângă Bucureștiul ăsta, dacă te gândești față de ultimii ani, că în București nu se întâmplă nimic, se pare că 2024 continuă în același stil, asta e bine, acum sper să se facă și ok tot ce se face. Și asta e important, nu trebuie doar să comunice și să se facă, o să zic acum, just. Honest? Nu, just în sensul că unele lucruri nu sunt vândute la valoarea lor. Și atunci, cumva, oamenii poate își fac o percepție greșită. Adică costă. Educația, informația, costă. Ce faci tu aici, că cumva generezi informații gratis, să rămână. Și să mai fie.
nu e ușor. Am vrut și eu să fac lucruri de genul ăsta, dar nu îți trebuie niște resurse și îți dedica. Ok, pe 200 ce avem. Dar, uite, asta e o chestie în România, da? Oamenii nu concep să plătească pe informații, lasă educație și pe informații. Pe omul a muncit niște ani, a trecut prin câteva failuri ca să descopere chestia aia, dar pe da, vă spune. Asta e ce prindeam, ce mai facem. Asta e vorba tot de mentalitate, știi? Da, da. Adică e o zonă frumoasă cu, în general, e antreprenorială. Da. Mici excepții. Există și un exam în industria noastră, dar rest sunt mici excepții. Dar nu e, cum spune tu, când se apucă cineva, dacă vei în zona asta de vreo o chestie, e, am primul rând o scribire, poți face, o spuneam mai din meseria de florist, o poți face cu oricâtă muncă, dar îți trebuie 1% scribire. Ok, asta ca să fii florist. Ca să fii antreprenor, poate nu trebuie aia dacă ești un florist potrivit. Dar ți-ar trebui, dacă ești în general, cred că 90% sunt antreprenor o florist, îți trebuie scribirea asta, îți trebuie pregătire, vorbim să fie educație, formare și mai departe, dar îți trebuie și niște skill în zona antreprenorială și de leadership. Câte business-uri sunt în care antreprenorul e un lider bun. Da. Și suferă tot el la un moment dat. Asta nu cred că am înțeles-o foarte mult și ar fi bine să o îmbrățișeze. Și nici nu există momentul ăsta, cred, în România, ceva în zona asta. Așa că cei care sunteți acolo și aveți de zis ceva în zona asta, haideți să ziceți cumva. Da, poți să zicem. Da. La momentul potrivit. Așa da. Face mie să cred că toate se întâmplă în trebuie. Și cum a zis, și la prețul. Corect. Și la prețul corect. Da. Da. Păi, Mircea, aș mai vorbi am cu tine încă pe două ore, că mai am niște întrebări care mă plimbă, se plimbă prin mintea mea. Dar, memorie să mai vrei. Da. Nu știu. Cred că aș mai mixa și pentru da. În spatele păi, scenei. Să mă și mai mult pentru viitorul. Pentru viitor. Da. Ok, le mai tragem acum pentru varianta premium. Da, pentru varianta premium. Pentru cei care se amărează la varianta premium, urmează un conținut prioritar. Da, eu aș fi plăcut în primul și în primul rând să le spun oamenilor să vină la bootcamp. Deci, dragilor, veniți la bootcamp 2024. Da. Pentru că nu știu de lucruri, vor fi, dar veniți. Nu ai, nu regreți, nu vei regreta dacă mergi, dacă vii la acest eveniment. Da. Din punct de vedere organizatoric, pe mine m-a impresionat foarte mult. Mi-a plăcut enorm. Îți spun, ți-am spus și atunci, îți spun și acum public. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Flori, ce să spun? Flori. Da. Că, cred că mai mult decât necesar. Și culmea că... Artiști internaționali. Da. Și culmea colegi. Că mi-au cerut flori foarte busy. Și eu am zis, da, ce facem noi cu asta? Și l-am sunat și mi-a zis, da, nu contează ce ai, contează cum o pui și ce faci cu ea. Zic, ok. Da, da, da. Da, asta e formula. Mi-ar plăcea să reușim pe termen lung, adică la ediția asta cu siguranță vrem să avem formula. Este formula pentru că un proiect care se va... va extinde apoi în țările care trecăm noi, va fi mereu trainer local, trainer olandez sau belgian, că e o chestie, și trainer altceva. Altceva, da. Da. Și acum, da, bineînțeles, o să rămână întrebările, cum începe din România. Da. Bine, n-am avut chiar local, dar e de-al nostru. Da, da, te mai gândești, da. Felicitări pentru acest proiect. Mulțumesc. Eu sper să mergem de curând de David. Abia aștept și mulțumesc mult că ai acceptat să vin la podcastul meu. Ok. Și vă, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vreți să fiți la curent cu informațiile pe care le aducem aici din atelierul Andeli, nu uitați să vă abonați, să dați like, inimioare, comentarii. Chiar aștept întrebările voastre dacă există. Să ne revedem sănătoși la următoarea ediție. M-am pupat!